minute, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Nu le știm noi pe toate, dar le știu ascultătorii noștri. Pentru 800 de euro, Andrei din Vaslui în direct cu noi astăzi pentru a juca dublu sau nimic. Bună dimineața! Hei, salut! Bună dimineața! Ce faci, Andrei? La serviciu. Ești pus pe treabă sau dormim? Mă dau seama, oricând. Așa. Cu ce te ocupi? Cu o meserie cam de prea apreciată după 10 august. E jandarm. Jandarm. Da. Am prieteni jandarm. Nu e adevărat. E ca în orice altă meserie. Da, bune și cu rele. Da, 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 da. Și cu momente. La sfârșit. Deci tu o să poți să spui, luați concursul de cultură și băgați-l în buzunar. Da, da, da. Ia zi, Andrei. Ai ajutoare pe acolo? Sunteți brigadă sau...? Nu, 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 nu prea. E vinerea asta, e weekend. Ce, dacă... E weekend. În jandarmerie, în weekend sunt puțin. Practic. Da. Da. Deci ești singur cuc? Da, da, da. Mamă, l-au lăsat. L-au lăsat în offside, colegii. Auzi, nu ți-au zis că au plecat, te-au lăsat acolo. Da, 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 cam asta e. Andrei, n-ai decât să te descurci singur, asta e. Întrebările nu sunt grele, acum depinde și cum te nimerim cu ele. Doamne ajută. Dar se poate face treabă, liniștit. Plecăm de la 100 de euro astăzi, întrucât ieri s-au câștigat 400 și putem ajunge până la 800. Tu decizi dacă mergi mai departe sau te oprești la un moment dat. Ajutoare n-ai, Doamne ajută. Gata, domnule, hai să începem. Baftă multă! Mulțumesc! 100 de euro. Te simt că ai și emoții? Un pic. Na, e normal. Întrebarea de încălzire de astăzi, Andrei, pentru 100 de euro, cine este președintele Statelor Unite ale Americii, actual? John Biden. Nu e singur. Nu e singur. A apărut. Au venit acum, colega, a ajuns în birou. Cine? Colega. 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 A venit colega. O colegă? Da, da, da. La fix a venit că erai... Erai cam moale. Erai aproape să se termine timpul. Da, da, da. Deci cum îl cheamă pe președintele Statelor Unite? Joe Biden. Joe, măi, hai. Las. A mers. E Joe Biden, gata. Joe Biden. Primare e zis. John. E Joe Biden. Emoții. Încolo, ce crezi că ai lor? Știu cum se zice Klaus Iohannis? Adevărat. Dacă întrebi un american, cum îl cheamă domnule președintele României? N-are cum. Claudio, nu știe? Claudio Johannis. Nu cred. Johannis? Aici păi cred, da. Că, cred că voiai să spui altfel, da. Nu. Johannis. Sau așa. Noi ne chinuim. John Biden. Bravo, Andrei. Ai luat 100 de euro. Bravo, bravo. Mulțumesc. Ești tare. Colega a rămas sau s-a șutit? A rămas, a spus să rămâne. Ține-o lângă tine acolo că ai nevoie de ajutor. Zi, mergem mai departe la 200? Mergem mai departe. Bravo, Andrei. Curaj. 200 de euro. Cum o cheamă pe colega? Zina. Sigur? De că ai avut o ezitare. Ce gradare? Da, emoțiile de vină de asta. Ce gradare, doamna Zina? Plutonier. Bun. Fiți atenți, Andrei și Zina. Andrei, câți ani ai? 23. Uai, mulți înainte. Mulțumesc, de asemenea. E cam grea întrebarea asta pentru tine, dar să sperăm că te descurci. Care a fost... Fii atent, te concentrezi. Și doamna Zina. Poate fi de mare ajutor. Care a fost moneda Italiei până în 2002, când țara a trecut la euro? Francii italieni. Lira italiană. Asta. A zis bine doamna Zina, dar s-a prea târziu. Of. Francii erau lire. Francii erau în cealaltă Italie, în Francia. Franța erau franci, în Italia erau lire. Da.
Nu, în Franța erau lire franceze. Da, și... Și în Italia erau franci italieni. Hai mă, lăsați Caterinca. Andrei? Da. Măi, da. Ce măi, ai făcut? Ești tânăr, da, ai toată viața înainte, ne mai întâlnim noi. Să mai sun, da, da, să da, te mai înscrii, că poți să mai participi. Atâta timp cât nu, când câștigi, nu mai ai voie câteva luni. Dar dacă ai pierdut, te poți înscrie. Ne-a făcut plăcere să vorbim cu tine. Mulțumesc. Și tu vezi-ți de treaba ta, că și jandarmii au rolul lor. Bine, în societate. Mulțumim, ne întâlnim și luni dimineață cu Dublu sau Nimic. O luăm din nou de la capăt. Da. De la 100 până la 800 de euro. Dublu sau Nimic, cel mai deștept concurs radio, revine luni în deșteptarea la Europa FM.